Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Băiețelul Dovlecel, pentru că toți suntem în aceste lucrări de toamnă, haideți să realizăm un băiețel. Pentru aceasta vom avea nevoie de firul de culoare portocaliu, firul de culoare nude sau culoarea pielii, vom avea nevoie de firul verde, vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Dacă aveți ochișorii cu șurub de siguranță, cu atât mai bine. Melană. Croșetul cu numărul 3. Apoi firul despărțitor. Foarfece. Acul pentru cusut lână. Lipiciul și multă, multă atenție. Vom începe lucrând căpușorul și vom începe ca de obicei în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl vom pune la socoteală, ne va ajuta să închidem rândul și vom începe 1, 2, 3. 5, cel de-al șaselea picioruș scurt, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, vom continua cu rândul numărul 2, în corespondența fiecărui picioruș scurt vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat firul despărțitor în ultimul picioruș scurt. Vom număra bine 2, 4, 6, 8. 10, 12, așa. Următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr total de 42 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un total de 6 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș, așa cum se găsește, vom lucra 6 rânduri. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea.
Am lucrat cele 6 rânduri de câte 42 piciorușe scurte, voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci vor fi 30. Continuăm lucrând. 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. De ce nu vrea să intre? La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Deci 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom continua lucrând. 1, 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Ajunse la capătul acestui rând, vom scurta firul și vom închide rândul. Vom lăsa o bucățică de fir mai lung pentru cusut, după care vom închide această parte a lucrării. Și vom trece mai departe. În continuare, vom începe să lucrăm corpul. Pentru acesta vom folosi firul de culoare portocalie. În cercul magic voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte, ca de obicei. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș scurt cu fir alunecat, iar rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe între parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un număr de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua 1,
2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Deci avem 3, 4 și mulțirea. Vom continua lucrând un număr de 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Deci 4 rânduri. După ce am lucrat cele 4 rânduri de 36 piciorușe scurte, vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Continuăm lucrând un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci 24 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, deci 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Cea de-a doua scădere și vom continua singure. Vom continua lucrând 2 rânduri de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește, 2 rânduri. Ajunse la capătul celor 2 rânduri, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Eu îl voi lăsa un pic mai scurt, deoarece în momentul în care vom coase de căpușor, am lăsat aici firul lung. Dumneavoastră puteți să faceți în modul în care doriți. Deci corpul l-am pus deoparte. Vom trece să lucrăm mânuțele. Vom lua din nou culoarea nude. În cercul magic vom lucra cele 6 piciorușe scurte, ca de obicei. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, după care vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom reîntâlni. Am poziționat firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș, iar acum vom face 2 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom repeta de 2 ori aceste 12 piciorușe scurte. 2, 3 și vom continua singure.
După ce am lucrat cele două rânduri de câte 12 piciorușe scurte, vom face schimbul de culoare. Vom începe primul picioruș în culoarea bej, după care vom adăuga culoarea portocaliu. Eu le țin toate aici la îndemână, că încă nu mă pot apleca. Având acel gust, pe mine este foarte dificil să mă aplec. Voi ține firele în spate și voi continua lucrând. Deci avem primul picioruș scurt, cel de-al doilea, după care vom face o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. Voi ține din nou firele aici, le voi duce un pic cu mine cât să le dau stabilitate. Și voi face din nou un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt. Voi tăia firul culoare nude și voi continua cu o scădere. În felul acesta vom lucra pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Deci avem primul, cel de-al doilea, ultima scădere, am obținut piciorușele scurte, iar acum vom face 2 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. 2 rânduri. Vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom reîntâlni. Voi continua rândul următor lucrând 1, cel de-al doilea picioruș scurt, deci avem 2, o scădere. În felul acesta am obținut deja 3, din nou 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Eu lucrez foarte strâns și greu intru cu croșetul, deci acum am obținut 6 piciorușe scurte și cu ultimul de aici avem un total de 7 piciorușe scurte. În acest moment noi vom lucra 2 rânduri de câte 7 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește. Lucrate cele 2 rânduri de 7 piciorușe scurte, vom pune lucrarea în 2 și vom închide cu piciorușe scurte. În felul acesta noi vom lucra 2 mânuțe, după care vom trece să lucrăm piciorușele. Tăiem firul în modul în care să avem pentru cusut și vom închide lucrarea în felul acesta. Deci 2 mânuțe identice. Pentru piciorușe, în cercul magic, vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, vom închide cercul magic, vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat, după care, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra o înmulțire, astfel la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vor fi 12. Am poziționat firul despărțitor în ultimul picioruș și acum voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire,
Voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește, 3 rânduri. Pentru următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere, vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Ajuns la capătul rândului, vom scurta firul, vom lăsa pentru cusut, bineînțeles, și vom încheia acest rând. Cu aceasta eu am încheiat această primă parte a tutorialului. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, pentru aprecieri. Bineînțeles, va fi nevoie să facem două piciorușe identice. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou cu alături. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!